Bun găsit, doamnelor și domnilor, suntem la Reporter TV. Doi invitați astăzi, este vorba despre deputatul PMP Petru Movilă și candidata la aceluiași partid pentru funcția de deputat la alegerile de duminică 6 decembrie. Bună ziua, bine ați venit, domnule deputat. Bună ziua, bine v-am găsit. Și jurnalistul Gabriel Gache, editor coordonator la Reporter de ieri. Salut, Gabi. Bine v-am găsit, bună ziua. Domnule deputat, 1 decembrie, zi națională, invazie de mesaje patriotarde, pe Facebook, pe toate rețelele de socializare, promisiuni iarăși de mii și mii de kilometri de autostrăzi și drumuri expres. Cum considerați că găsește România ziua de astăzi? În primul rând, la mulți ani. Vreau să vă urez dumneavoastră tuturor românilor, oriunde s-ar afla, la mulți ani. Am spus chiar astăzi cu mai mulți oameni, am fost la manifestele organizate de primăria Iași, respectând regulile corespunzătoare de distanțare, mască. Am spus clar, dacă în fiecare zi din an românii s-ar comporta măcar la jumătate din ceea ce spun, ce simt și ce afirmă pe 1 decembrie, România ar fi cu totul în altă parte, inclusiv ca unitate. Faptul că și mulți români, dar mai ales politicieni de ziua națională, se trezesc cu tot soiul de povești, de promisiuni, de fantasmagorii, arată foarte clar că oamenii ăștia nu țin contactul cu solul, cu realitatea, cum spun eu. Și pentru mine este foarte important ca 1 decembrie să fie o zi a reașezării, o zi a bilanțului. De la un 1 decembrie la celălalt, noi trebuie să facem un bilanț a ceea ce am făcut în condițiile în care, cum a spus dumneavoastră, pe 1 decembrie toată lumea ca la biserică, duminica. L-am iertat, suntem frați, ne-am unit, mergem mai departe. Doi, este și un moment foarte prost ca și comportament, pentru că politicienii promit. Dumneavoastră, mass media, vindeți poveștile unora dintre ei, în sensul că le prezentați oamenilor și oamenii trag speranță un an de zile. Da, ești exaltat, exuberant, facem autostrăzi, spitale. Un an de zile nu se întâmplă nimic. Și mai vine și unul cu o nesimțire, spune, bă, dar era zi națională. Am zis că poate te bucură un lucru de genul ăsta. Nu. Noi trebuie să ne întoarcem la valorile noastre românești. Că vorbim de credință, să ne întoarcem la biserică, să le întoarcem la școlile normale românești, serioase, cu educație, cu familiile implicate alături de profesori și administrație, pentru ca școlile să funcționeze și acum ne-am învățat, trebuie să ne întoarcem la valorile noastre vis-a-vis de istorie, vis-a-vis de comportamentul românilor. Ce s-a întâmplat în România, în general și în Iași, în special în ultimul an, Gabi? Vorbim de bilanțul ăsta din 1 în 1 decembrie. Nu cred că a fost un an ieșit din tipare. Vine pe o logică, din punct de vedere ale emulației economice, a, nu știu, vieții politice, pe un trend, să spunem, firesc, normal, în ultimul deceniu, în ceea ce privește mari schimbări, din punct de vedere politic, nu am avut. Avem la Iași un gen de administrație, o succesiune, să spunem, la putere, care s-a făcut aproape natural, fără mari transformări. Convulsii. Da? Așa cum avem, de exemplu, modele de alternanță în alte orașe mari din țară, momentan la Iași avem doar o schimbare de fațadă. Avem, bineînțeles, ultimul an, un an special, afectat serios de pandemie, o experiență pe care n-am mai trăit-o niciodată în viața noastră. Dar dincolo de aceasta, bineînțeles că Iașul este pe un trend economic bun. Mă refer în primul rând la calitatea sa de magnetism pe care o are, magnetismul regional, Regional, care a început să fie mai pregnant după încheierea, să spunem, efectelor crizei din perioada 2009-2013. Iașul are creștere, să spunem, din punct de vedere al veniturilor, a creștere substanțială, inclusiv din punct de vedere al
cu creșterea populației, și mă refer aici la a populației cu calificare, da, cu creștere, să spunem, a forței de muncă, dar consider în continuare că avem genul de administrație care nu-și exprimă cu adevărat ambițiile la nivelul așteptărilor acestui oraș. Eu zic că cumva suntem într-o zonă călduță în care se poate face mult mai mult și în care avem nevoie din partea liderilor să fie chiar înaintea locuitorilor, să ia societății. Chiar dacă locuitorii, societatea, nu ți impune anumite direcții și o anumită viteză, cred că experiența și conștiința acestor lideri, și nu mă refer doar la politicieni, ci în general la ceea ce înseamnă leadership-ul comunității, ar trebui să determine să facă lucrurile, să spunem, mai repede și chiar înainte de a li se cere acest lucru. Cam asta este imaginea mea, faptul că nu avem o clasă politică în momentul ăsta la Iași care să se ridice la exigențele acestei perioade. După ce ați... Dați-i voi un pic, este clasa politică pe care au vrut-o ieșenii. Da, asta spun. Păi, pentru că chiar mă gândeam dimineață... Am mai comparat, doar o paranteză. Nu crezi că neozelandezii sunt mult mai inteligenți, mult mai școliți și mult mai educați? De departe, n-am emoții de genul ăsta. Sau australienii, sau știu ce, dar au totuși partide și politicieni. Eu nu zic că ăia sunt perfecți. Avem o groază de exemple și dacă stăm să analizăm profunzime, bineînțeles că există uscături și există practici corupte sau mai știu ce. Dar acei politicieni nu așteaptă să fie împinși de la spate, ci ei împing societatea, ei sunt acea locomotivă. Da, total de acord, pentru că și eu, știți foarte bine că am dialog cu sindicate, ONG-uri, instituții, mediul de afaceri, culmează presa, pentru a împinge comunitatea pe un proiect, poate ai nevoie doar de unul, doi, cei mai deștepți, care se plice pe tema respectivă, vin cu ideea, și un politician, un administrator o preia și bună pentru comunitate, pentru că nu putem, adică nici nu cred că s-a gândit cineva să fac consultări publice pe tot soiul de teme. Sigur, pe Facebook acum mai ușor să vezi puncte de vedere. Sunt total de acord că elitele, cei care generează locuri de muncă, idei, proiecte, conduc oameni, trebuie să se implice. Lăsând la o parte frustrările că a fost ideea mea, eu trebuie să fiu buricul pământului. Poate fi ideea mea, dar o aplică un primar, un șef de instituție, un director de spital. Și aici e foarte interesantă discuția despre mise cuvenism, despre elite, despre masele de membri de partid care trebuie să muncească pentru cineva care spune că îi se cuvine. Este foarte interesant. Până la urmă, ăsta este orașul nostru. Știți? Oamenii ăsta au vrut... Oamenii care au vrut ceva s-au dus la vot, că au vrut ajutoare sociale, că au vrut trotuare, că au vrut premii de ziua orașului, s-au dus la vot. Cerbul de aur. Indiferent, oamenii care au motivații serioase, unii care, sunt foarte mulți oameni insuiți, pregătiți din elite. 90.000 din 370.000, cam puțin la ea. Cât? 90.000 din 370.000 pe municipiu Iași. Cred că noi la momentul ăsta în municipiu Iași ajunge aproape de... Nu, eu zic ce e înscris, mă rog, pe listele electorale. Păi spuneți-mi, și cred că și dumneavoastră ați întâlnit un mulțime de oameni valoroși în meseria lor, în profesia lor, care spune, mă duc la vot că n-am cu cine vota. Nu există cineva oricum se duce pe calul respectiv, nu? Cineva oricum ocupă funcția asta respectivă. Spun. Credeți că mie îmi convine? Nu, eu sunt un parlamentar care muncesc zilnic, atât cât pot... Banii care au pentru Parlament sunt la angajați, sunt cheltuiți legal, acolo, tot ce este. Credeți că eu mă simt bine să mă duc să fiu în competiție acum cu oameni care nu au făcut 4 ani nimic și sunt pe o listă la un partid pe locul 1, 2, 3, mai au dosare penale, sunt cercetați, să fiu la grămadă cu elalți? Discutăm. Chiar dimineață m-am trezit, ok, presa foarte bine spune și eu sunt total de acord să avem lege pentru a opri migrația politică. Dar m-am gândit, dar de ce nu oprim și migrația la presă? Da, vechi discuție, auziți? Nu, auziți. Nu știu mai este subiectul ăsta de actualitate, da? Pentru că, pentru că vă spun de ce, dumneavoastră, aveți dreptate. Noua Zeelandă sau într-o țară din Uniunea Europeană, țările cu democrație clasică, când auzi că un parlamentar a plecat la un partid la altul, este șoc în politica țării respective, nu? Dacă e chiar așa. Dar spuneți-mi,
A fost în Anglia, în ultimii 5 ani, cred că un parlamentar a plecat la conservatori, la verzi sau ceva de genul ăsta. A fost o mare dezbatere. Un parlamentar. Păi la noi pleacă cu tot, cu partide, cu organizații. Asta se poate reglementa tot în Parlament, unde majoritatea păi nu, nu, dar nu și vrea oamenii, asta. Păi nu, oamenii când au spus că vor teste de parlamentari, au votat pe ei care au fost împotriva referendumului și n-au vrut niciodată. Sau eu am tăiat pensii speciale, da? Eu sunt unul din parlamentarii care am tăiat odată pensii speciale și s-a aplicat. Lumea spune, fără pensii speciale. Și votează pe aia care au blocat, bine mersi, alegerea primarilor în două tururi, nu? Aici e responsabilitatea liderilor. Cred că decizia națională trebuie să simt eu. A, nu, noi discutăm. Păi, dar ce, acel care facem votează, evaluare de această domnul Gachi, dar cel care votează, păi noi facem o evaluare de comportament, de dualitate, de concluzia, duplicitate, de dublare, ce vreți. Concluzia este că avem totuși un sentiment de dezamăgire. Asta cred eu, când ne uităm în general la această clasă politică. Dar nu numai dezamăgirea, domnul Gachi, eu vă spun, eu mănânc pâinea asta, dumneavoastră sigur sunteți un critic, un observator, prezentați bune și rele despre politicieni. Și eu am dezamăgirea că se putea face mai multe lucruri. Exact, o anumită orientare. Mai folosim acum, mi-am o să aminte exemple Estonii. Nu vreau să divagăm foarte mult, dar sunt exemple simple, da? Estonii au stat 100 de ani sub 3-4 milioane, au stat 100 de ani sub ruși. Mereu a fost un teritoriu tranzitoriu. În 1990 și-au obținut independența. Au acea clasă politică și nu, iarăși, nu avea în Estonia un electorat cu mult peste nivelul celor din mari orașe românești, să spunem, da? Au o minoritate rusă puternică acolo. Ei, clasa politică, estonienii, da? În care au și o fibră foarte naționalistă. Care așa au rezistat Lituania, Letonia, Estonia. Au fost mult chiar peste nivelul acelor alegători. Le-au spus rușilor, ori faceți cum vrem noi, ori sunteți liberi să plecați, așa au rezolvat problema. Da. Adică ei nu au intrat în complicități. Cred că dacă eram în România, intram în complicități încă 20 de ani. Da, dar liderii au ajuns și acolo. Și se lăsau cumpărați și rămâneau într-o zonă călduță. Au ajuns acolo că i-a votat cineva. Și eu asta zic, avem investiții serioase, avem chiar unicorni în Estonia, pe tehnologie, pe diverse domenii. Avem transparență, avem bune practici. Avem o protecție la nivel maxim NATO, care i-a permis această atitudine. Pe fondul naționalism. Din 1997. Păi deci, asta e, când faci evaluarea, nu te gândești la ce ai făcut. Era normal să faci. Te gândești la câte lucruri s-ar mai fi putut face și nu le-ai făcut. Și aici vin la... Păi, am intrat în 1997 într-un moment istoric, am intrat în NATO. 2004. Au început negocieri, cer scuze, da, NATO, cu CDR-ul, da. 2007. 2004 NATO, ok. Dar 97, cer scuze, când a fost CDR-ul, da. Începutul negocieri serioase, pentru că PDSR cu Ion Iliescu și mai știu cine mai văcăruie și mai departe, nu erau deciși să facă un pas serios, da? Bun, și noi am avut acea contribuție serioasă care a fost evaluată cu conflictul iugoslav, în care România s-a plasat... Nu s-a implicat. S-a plasat categoric de partea NATO. Ok. Și ce am făcut noi? Am avut CDR-ul care a explodat, da? Am avut nenumărați miniștri CDR care în loc să se ocupe de țară. Exact, și de drumul istoric, da, pe niște într-o perioadă foarte importantă, care au intrat în pușcărie, care au ajuns să fie anchetați. Da, așa e din fiecare guvern. Asta spun. Dați premierul PDL Emil Boc. Iar românii l-au reales pe Iliescu. Păi nu premier, dar a fost din cabinetele lui. Iar în 2000 românii l-au reales pe Iliescu tocmai pentru că cei de la CDR, tot conglomeratul acela, dar în primul rând PNL și PNC, da, s-au ocupat de cu totul alte lucruri decât de răfuielile interne în alianță. Nu, și de business-uri și de tot felul de complicități. Afacerea țigareta. Exact. Bun. Important, domnul Gachi, eu vă spun din poziția unui om care este, să spunem așa, oglindă publică pentru toți, sau sunt un bun public. Sigur că și eu am de multe ori dezamăgirea. Bă, sunt un om care muncește. Așa cât pot eu. Sunt un om care are legi. Sunt un parlamentar serios. Nu sunt implicat în scandaluri. Ușa mea e și acum. Dacă mergeți la cabinet parlamentar pe 3 decembrie, se lucrează. Da? Ca la firmă. Și tot timpul, nu doar acum că e campanie electorală. Și eu am aceeași dezamăgire pentru că
Oamenii nu se implică în sensul corect, cum ați spus dumneavoastră. Hai să împingem lucrurile oamenii înainte. Adică politicieni. Și cei care votează, încă o dată vă spun. Oamenii au încercat toate variantele. Păi votează. Păi, domnul... Da, dacă 70% nu votează... Domnul Gachi, eu nu mi-am votat niciun coleg parlamentar la celălalt partid din ea. Și a votat cineva care are responsabilitatea parlamentarului și a partidului care l-a promovat, care e responsabilitatea presei, care îl laudă, care el, săracul, doarme din noapte în noapte. Dar problema e și ei n-au cum ei să deschidă altă lucru, au groază de altă lucru. Păi dacă noi spunem că Niași, domnul Gachi, dacă Niași centru universitar, spuneți că nu este această posibilitate, îmi cer scuze, nu, care eu zic că, la Tulcea, care doar, e jumătate. Nu ține doar de alegerea altă la 4 ani de o ștampilă pe vot. Până la urmă este important, că s-au încercat diverse variante, dar este important ca cei aleși să stabilească niște obiective foarte, foarte mari, foarte importante. Și stau și mă gândesc că noi la Iași am avut un proces de 10-14 ani și cu o licitație anulată și cu un proiect eșuat pe ceea ce privește administrarea unor axe de drumuri naționale prin Iași. Și noi ne-am judecat chestia asta, nu e a noastră, baia voastră, nu știu ce. Domnul Gachi, știți că drumurile naționale... Stați puțin, deci la noi administrația locală n-a vrut să preia acele drumuri, da? În timp ce la Bihor, împreună cu Aradu, în 4 luni de zile, fac drumul expres. Și l-au luat, i-au spus, domnule, îl administrăm noi. Îl administrăm noi. Deci, nu, asta e soluția. Există o diferență substanță între... Domnul Gachi, asta înseamnă o Românie gestionată la nivel guvernamental. Nu creezi niște enclave de șmecheri pe colo, pe colo, pentru că... Ba da, pentru că gândiți-vă că drumurile naționale de la Iași, care tranzitează municipiul Iași, au fost luate în 2004 de Nichita de la Mitrea, ca să le facă Mitrea. Și și-a bătut joc PSD-ul de aceste drumuri naționale, da? Soluția corectă este ca aceste drumuri naționale care se bat Iașiul să rămână drumuri de incinta municipiului, iar eu să mă duc cu șosele de centură și alte minuni să mai vorbesc de un drum național care... Vorbim de 16 ani în care noi nu am reușit să ne lămurim ale cui sunt aceste drumuri. Vă dați seama cât e de sunt ale, sunt drumuri naționale în administrarea municipiului, trebuie să revină la drumuri naționale. Da? Să le asfalteze și când vom avea șosea de centură, să nu mai vorbim, cum a spus, de drumuri naționale care se bat municipiul, nu? Ca celebra șosea de centură care trece pe bulevardul Poitiers. Și ne-am avut niște alegeri pe 27 septembrie. Da. Suntem la 1 decembrie. Deci vorbim de octombrie și noiembrie. Două luni, da? Două luni și patru zile. În două luni și patru zile... Bolojan a ales președinte de Consiliul Județean, în două luni și patru zile a stabilit... A concediat 60% din... Nu, a stabilit... N-a concediat, domnul. Eu mincinos, că nu poți să dai afară oameni fără organigramă, fără niște soluții. A stabilit care planul de atac, care sunt surse de finanțare, a stabilit ce axă europeană poate accesa, ce bani mai sunt necesari și cum reușesc să facă roz de acești bani, da? De la Consiliul Județean Arad și Bihor. Domnul, sunt de acord. Și au spus și au semnat foarte repede. Domnul Gachi, au și semnat. Nu sunt de acord pentru că guvernul României trebuie să facă asta, pentru că eu ca moldovean n-am plătit taxe și impozite, s-au pompat banii până acum în București și în Ardeal și au alt nivel de dezvoltare. Când guvernul României trebuie să aibă grijă să echilibreze draftul din Planul Național de Redresare și Reziliență arată același lucru. Sunt de acord că oamenii trebuie să bată. Am avut reacție foarte clar. Spitalul de boli cardiovasculare, care este proiectul lansat de mine și Grigori Tinică împreună cu primarul la Miroslava. Când am avut discuții tot anul acesta, am spus clar că în programul de recuperare și reziliență se finanțează integral spitalul. Nu da, și acum este, dacă o să vedeți, acolo este un capitol pentru spitale cardiovasculare și ceva, 350 de milioane de euro. Aia trebuie să fie bani integral pentru spitalul de la Iași. Așa am discutat cu Tătaru, cu Tinică și așa voi face. Puțin mă interesează ce vor. Legat de infrastructura de drumuri, și uitați-mă pozițiile mele publice și televiziuni naționale și dumneavoastră, este rușinos și pentru simplu fapt că nu avem niciun proiect de drum pentru Moldova, pentru că eu stau și mă gândesc din nou la competiția între județe. Sigur că lui Fluturi de la Suceava îi convine Sirețul Suceava că el vrea să ducă la București. Dar eu de la Iași vreau, pentru că industria din Moldova, cea mai mare e la Iași, cea mai multă, tocmai pe concentrarea de resursă umană bine pregătită, specializată. Eu am nevoie de un drum care să plece de la Prut,
de la Iași peste Carpați, de la Bacău, unde trece o șoseaua de autostradă, până la Prut, mai mult 150 de kilometri. Pe mine cel mai interesează ce vor ei alții. Noi toți avem nevoie de un drum de la est la vest. Nu să ne jucăm de-a lungul Carpaților în Moldova, de-a lungul Carpaților orientale de culpură. Deci asta e reacția și asta ne-a zis și la liberali. Bă, nu mai dormiți. Lăsați prostiile, că nu ați fost aleși, nu ați fost numiți cum erau. Bă, și Popa, poate și alții, și când la, nu știu, de-a lungul timpului, îi numeau pe undeva, bă, tu ești președinte la PDL, la PSD, te-am ajutat să fii președinte? Înseamnă că tu nu vii să-mi cer nimic dacă eu te-am pus acolo, nu? Eu nu sunt în situația în care mi-a dat cineva de pomană și eu nu pot să deschid gura. Nu, pentru mine e prioritar, dacă vine Orban mâine, o să-l sun, dar după alegeri clar de mersul PMP și va fi capitol clar de negociere pentru intrarea la guvernare, autostrada Ungheni-Ștergu Mureș și Spitalul de Cardiologie, uitați-vă, primul proiect de infrastructură la PMP este autostrada Ungheni-Ștergu Mureș. Da? La PMP național. Sau care? La PMP național. Vom vedea, cum decurg studiile de fezabilitate și o să ne lămurim dacă se va respecta un calendar. Nu se respectă nimic. Suntem sabotați. Poate ați văzut reacțiile mele. Nu se poate când ai un studiu de fezabilitate să-l refaci și încă proiectul tehnic 25 de luni. Știți că a mai fost un studiu lansat la 36 de luni și datorită reacției mele s-a implicat Alexe, nu știu cine, Bode a redus termenul la... Să vedeți după alegeri că o să reluăm discuția cu autostrada și o să vedeți cât nu o să mai dea nimeni niciun răspuns. Domnul Gachi, sunt... Știți că acum în zona montană unde se fac ridicările topo și în fine, geotehnice, sunt întârzieri foarte mari, se lucrează în dorul Pentru Loli, că nu sunt sancțiuni, pot să vă dau fișa tehnică. Și mai sunt 3-4 luni și vor mai expira termenul. Vă trimit fișa tehnică a autostrăzii la acest moment. O să vedeți clar că sunt întârzieri de 6 luni, 8 luni și la rubrica dacă sunt sancțiuni, nu sunt. Păi dacă ăla are contract și nu are nicio sancțiune, că nu rămâne în termen. Și indiferent că le plac ce la unii sau alții, ONG-știi care mănâncă pâine și ei cu autostrada, singurul care a făcut ceva concret pentru acest Bun, proiect... Bun, domnule deputat, explicați-ne și nouă care este montajul financiar foarte, foarte serios acest spital de boli cardiovasculare, despre care s-a vorbit foarte puțin pentru publicul larg. Montajul financiar e fonduri europene, trebuie să fie Nu, avem în momentul ăsta la spitalul regional nevoie de 225 de milioane de euro. E clar, e rezolvată finanțarea. Păi s-a obținut creditul. A fost lansată sesiunea de... Deci încă ceva. Și aici trebuie să discutăm foarte clar. Spitalele regionale și spitalul de care vorbim nu se fac pe credite. Păi stați un pic. Asta mă deranjează. Spitalul regional are finanțare la Uniunea Europeană de 250% pe exercițiul 2027 și s-a spus că termenul va fi 2029, iarăși o amânare la infinit. Logic să fie așa. Nu. Și ar urma acum, deși s-a cam stabilit, ar urma ca, nu știu, că au ieșit prețul final este mult mai mare, ca din acei 550 de milioane de euro, nu știu, doar să mai crească Uniunea Europeană, să mai crească cota alocată, deși s-a spus pentru spitale 50%, astea sunt normativele. Nu s-a spus, așa am făcut noi, domnul. Așa am trimis noi proiectul de la Guvernul României. La începutul lunii octombrie, România a lansat cererea pentru 225 de milioane, iarăși o nebuloasă aici, pentru că am găsit și putem căuta pe Google. În martie s-a stabilit că se va negocia cu Banca Europeană de Investiții, cu BEI, iar în iunie au început negocierile și nu s-a ajuns la nicio concluzie. Asta e iarăși un lucru pe care publicul nu l-a aflat încă. Avem nevoie de 225 domnul de milioane Gachi, de euro. Cum spun românii. Mie mi se pare că suntem duși cu vorba. Domnul Gachi, a vorbit gura fără ei. Valoarea unei investiții este dată de proiectul tehnic final și de vizul de cost corespunzător, da? La Spitalul Regional avem proiect tehnic. Nu. Avem studiul de fezabilitate. Bun, și era faza de verificare, trebuia să termine în septembrie. În momentul în care am proiectul tehnic, ca orice om care își face casa, știi exact ce construiești și ai evaluarea de costuri. Nu, întrebarea lui Gabi, jumătate de UE, de unde luăm jumătate? Știi ce s-a întâmplat? Cofi 500, prima, cofi 550. Prima mare problemă. Nu era mai bine să luăm din banii de redresare și terminam povestea? Deci, domnul Gachi, din populism, demagogie, au vorbit înainte de termen. Ei trebuiau să vorbească de sume. Încă o dată vă spun că uitați-vă de vaccinuri. Președintele a spus că vom avea în martie, Orban în decembrie și ministrul în aprilie.
Vă amintiți? Că vom avea vaccin. Și bă, nu mai vorbiți așa ceva, pe lângă faptul că creați așteptare în populație, vorbim despre un vaccin de la data în care există autorizație de punere pe piață. Da? Adică e clar, l-ai autorizat, știi că există. Că am văzut și acum, oamenii ăștia vorbește gura fără ei, că au alocat 12 milioane de euro deja pentru vaccinuri. Cui? Dar cine are autorizat vaccinul? Bun, atunci vorbim de un vaccin care a trecut prin toate cele trei etape de... Dacă câți cetățeni și-au depus corecte documentația la primăria, nu știu care, pentru autorizație de construcție și nu au primit nici în 12 luni autorizație. Care a trecut de toate etapele de testare. Dar nu are documentul final. Nu a început vaccinarea nicăieri. Nu are documentul final. Eu vă cred. Și Ministerul Sănătății din fiecare țară trebuie să mai facă doar dacă a pus într-o pungură, într-o ungă. Nu știu cât ar mai putea să trebuie asta. Nu așa. Știți de ce? Un medicament în Uniunea Europeană, dacă este autorizat în România, autorizația de punere pe piață este general valabilă pentru toată Uniunea Europeană. Okay. Ați înțeles? Iar eu, guvernul României, ministrul Tătaru, și-a spuneau, am blocat 12 milioane de euro în momentul în care primul producător de vaccin are autorizație de punere pe piață, că l-am făcut contractul. Okay. Nu? Adică așa e logic. E... Toată mea spune totuși... Să vorbim de lideri politici la nivel mondial, care spun că, domnule, transporturile sunt asigurate. Dar am văzut și o firmă americană desemnată de transport, bravo, a prezentat cineva de când și începe vaccinul, transportul. Toată lumea spune că vaccinul prezintă garanții de 94-95%, 92% alte variante. Este autorizat? Pe probabil că e o formulă... Păi dacă nu e autorizat... E o formalitate, probabil. Păi da, eu așteptăm. Știți, da, când e gata de momentul ăla, poți să am un calcul și compania respectivă știe ce face. Totuși nu ne-ați lămurit cum facem noi și spital regional și spital de boli cardiovasculare. Deci, și să nu există niște sume acolo, domnule, n-a reușit să convingem Bucureștiul pe proiectele de infrastructură ale Iașului, hai să băgăm în alimentare spitalul de boli cardiovasculare. Sunt lucruri care nu se exclud una pe cealaltă, stați un pic. Iașu are nevoie de Institut de Boli Cardiovasculare, de chirurgie cardiacă intervențională, pentru că suntem la ea singurul spital care face așa pentru 5 milioane de locuitori din Moldova. Poți, altă dată, când o să aveți timp, am distribuția, numai în București sunt 12 spitale de intervenție chirurgie cardiovasculare. Iar Institutul inimii din Copoi este subdimensionat și... Are două deficiențe majore, exceptând faptul că avem personal extraordinar de bun. Din punct de vedere juridic, sunt trei etaje spitala Ministerului Sănătății într-o clădire a primăriei, ceea ce este eronat, nu poate fi o administrare corectă, și al doilea lucru, în loc să ai 250-300 de paturi pentru 5 milioane locuitori, ai 130 de paturi. Am înțeles. Bun. Cum facem noi și spitalul regional după ce avem valoarea corectă la spitalul regional? Când? Nu, când avem valoarea corectă, când se aprobă proiectul, eu nu știu termenul acum. Asta e problema. Dar pot să vă spun, nu, în momentul în care am luat autorizația de construcție. Mai avansat. Nu. Da, și Cluj și Craiova. Nu. De ce nu s-a făcut proiectul Facem o chestie în general. Când am autorizația de construcție, încep să consum banii la Uniunea Europeană și imediat demarez procedura pentru un credit care trebuie să mă duc pe BEI sau pe BERT, care îmi dă 1% dobândă. Nu putem să câștigăm timp să facem invers? Nu, pentru că n-ai documentele cu baza cărei sunt fundamentezi creditul. De ce nu avem creditul? Acest proiect tehnic din 2018 până în 2020, 2021 nu s-a mai întâmplat nimic? De-abia anul ăsta s-a semnat contractul pentru proiectare. Da? Dacă ar fi să o luăm... ar trebui la toți cei care au candidat din 2012 și au guvernat, că au vorbit despre spitalul regional. Iar în ceea ce privește spitalul de boli cardiovasculare, discuția când am inițiat acest proiect împreună cu profesorul Tinică și cu Victor Costache și cu Nel Tătaru, a fost că se finanțează integral din acest program național, pentru că este aberant, dau la Cluj 1 miliard de euro pentru metrou și eu, un nenorocit de oraș cu mai multă populație decât Clujul, să nu-mi iau măcar bani integral pentru deci spital. Vreau să spuneți integral, era acum 2 zile. Costel Alex a spus că nu, că se finanțează 50%. Nu, și că eu vă spun ce gândesc eu și ce mă zbat eu. Pentru mine este important ca după aceste alegeri parlamentare să ne adunăm. Să ne adunăm împreună, să ne batem pentru ea și pentru că eu stau și suspectez pe Flutur la Suceava că el vrea axe de la Suceava la... Pentru că lui e foarte ușor să treacă munții. E negociată lista aia, nu se mai poate schimba. Domnul,
Păi am spus, la, și am avut discuții cu Bode la o televiziune, nu, da. Și azi mă duc, păi stați un pic, pe care e rostul master planului de transport, unde noi cu autostrada Iași-Târgu Mureș suntem în primele 8, Bacău, Brașov nici nu există. E, chiar cu A7-le ăsta, Iașul rămâne singurul mare oraș din Moldova, care nu-i conectat nici măcar la A7. Cum să nu? Dar e aberație, nu știu ce domnule. Și lumea își merge soarta că îi votează. Fac și eu ca dumneavoastră. Păi dacă eu muncesc și mă duc, mă zbat pentru lucruri serioase. Și lumea votează cu ăștia pentru... Sigur că te-ți dai ajutoare sociale la care merite. Bani pentru persoane cu dizabilități. Da. Trebuie toate astea, domnule. Dar să producem ceva care să genereze venituri. Să din putem ce știți dumneavoastră, fiind în Parlament în toată această perioadă, fiind în discuții, mă rog, cu toți prezentații partidelor la putere, chiar sunteți și la guvernare, care au fost criteriile după care s-a negociat această listă de proiecte, în care de ce Iași nu apare cu o centură, deci eu, Bucium, care personal e cea mai, Bucium aeroport, de exemplu. PMP-ul nu a fost invitat la niciun fel ce de discuție pentru acest proiect. Ce modul care s-a făcut această listă? Nu, au făcut cum au vrut din pic, sardelene cu cei de pe Dâmbovița. Nu, eu știu că s-au purtat niște discuții subterane, au fost telefoane, au fost întâlniri, nu, unde am fost noi ieșenii. N-am avut și eu vă garantez, sigur nu știu, că e proiect. Alții, nu noi. Sigur că este proiect. După alegeri parlamentare, vă garantez că stau călare pe ei cu toți, scandalul de rigoare, în sensul, de ce nu așa? Nu votez nici un guvern care nu are prins bani pentru autostrad, bani integral, și n-am nicio problemă de a-i face albie de porci, că nu respectă nimic față de Moldova, dar marea problemă, știți unde? Nu-i la ei. Ei fac ce trebuie, își duc banii pe la acasă. Noi nu suntem uniți, și spun acest lucru, eu sunt dintr-un partid mai mic, da? Dar nici cei care... PNL-ul, PSD-ul, domnule, dar toți ar trebui să ne adunăm, că chiar mă întrebam în campania asta, oare PNL și PSD nu obosesc să înjuri la nesfârșit, domnule, poate găsesc la un moment dat o zi în care spun, băi, uite, a fost Sfânta Parascheva, mai vine Crăciunul, băi, fraților, suntem creștini, hai să ne așezăm la o masă, să ne batem împreună pentru Iași. Asta e marea problemă. Poate nu au viziunea, nu au capacitatea de a vedea, de a gândi înseamnă aceste proiecte. Păi da, un posibil răspuns l-a dat domnul deputat. Am făcut președinte de filială. Cum să nu? Ciocumic de acolo. Mi-e frică spus că a fi uniți doar la furaș de a rezolva micile noastre afaceri și... Domnul, este foarte important că se face... Eu am fost cu flutura cu vreo 8 ani. Eram deputat OSC la Cernăuți când s-a semnat protocol inclusiv pentru acest culoar. De la, care vin de fapt de la Minsk până la Istanbul, asta e culoarul. Mm-hmm. N-am nevoie de el acum, e foarte bine să faci, eu vreau să trec munții, să duc, să știu că sunt până la Brașov în 3 ore sau la Târgu Mureș, că 3 ore faci dacă autostradă, că tirurile iarna, mașinile de mărfuri, turiști, vizitatori, nu mai tremură pe la Oituz, pe la, nu știu, pe unde naiba, pe la coada lacului sau pe la Bistrița, tremură că iarna cu drumari, vedeți? Domnule, când ai autostradă, nu te mai chini. I-a prins iarna, ne pregătesc că ei nu pot urca o pantă cu 3 metri înclinare de 15 grade. Dar nu înțeleg asta, iar nu faci măcar o cale dată rapidă, Iași Constanță, da? Să ne legăm și noi la port. La mărfuri. Domnule, să avem și noi, pentru că e zonă de deal și de șes, da? Ai podii și apoi cobori în șes. Păi asta vreau să vă spun. Hai să facem și noi o cale ferată să legăm Iași de Constanța. Gac, avem 3 și... căile ferate sunt în partea și să meargă cu 140 la oră și să știu că 5 ore a ajuns mai. Au pus 25 de luni studiul de fezabilitate de la Prul la Târgu Neamț, unde ai numai câmpii și ceva podiș. Păi unde ai munte, unde ai de făcut viaduct, unde ai de forat, săpat? Da. Păi ia 5 ani. Pe mine asta... mă frapează lipsa de reacție a unor lideri ieșeni care au guvernat sau care guvernează când nu sunt atenți, cum ați spus dumneavoastră, ei sunt atenți la găinării lor, la coscăriile deci lor. Deci centrul la Podii Luaie. Uitați-vă la PSD. Cât poți să faci un centru la Podii Luaie? Uitați și vă spun eu care e supărat pe ei. Deci un an de zile PSD-ul a blocat autostrada, că a dus-o la Comisia de Prognoză. O poveste în condiții care legea spune cu Ministerul Transportului. A venit PNL-ul, n-a făcut niciun pas înainte. Și din dat autorizații pentru zonele protejate. Să dai autorizație pentru ce? Care e proiectul? În ce bază dai? Dacă n-ai un studiu de fezabilitate, autorizezi ce? Nu știu dacă e logic ce întreb eu.
Păi dacă n-ai ce să autorizezi, amintiți-vă că și Popa cu Arsene au dat autorizații de construcție pentru autostradă, vă amintiți, în 2019. Nu, nu mi-amintesc. Cum? Au dat autorizații? Au dat autorizații de construcție, certificate de urbanism, pardon. Am înțeles. Iar zonele protejate se analizează diferit decât studiul geo pentru stratul carosabil. Noi vorbim de alte filozofii. Încă o curiozitate, o nedumerire, pentru că ați spus că veți intervenit dumneavoastră imediat acum zilele următoare cu spitalul de boli cardiovasculare și va fi, cum spuneți dumneavoastră, că se va privi finanțarea integrală. Nu, așa mă dacă bate, aveți, eu sper să-l obțin. Dacă aveți atâta putere, nu știu, spuneți și nouă, cum e să cheltuie 80 de milioane pe acea bretea, cu nici centură, nu, Lețcani, și să termine în cartierul Dacia? Deci, care e până la urmă sensul? Ați analizat această problemă? Din păcate, noi avem niște proiecte... Bun, ne-a aglomerat capătul pe curaj. Care nu pot fi aplicat. Lețcani, am înțeles, și apoi se te oprește în Dacia. Nu. Centura mică, dacă ați fost vreodată, acolo jos, la metru în spate, la antibiotice, este un sens giratoriu care urcă Uricani și este strada care merge pe lângă Cacaina, nu Cacaina, îmi scapă, pe lângă Nicolina, care iese Dallas... Știm asta. Pe alea au un plan aprobat de 12 ani, autorizat tot. Așa și Costel Alex, domnule, proiectul să stă 12 ani, a uitat toată lumea de el. Și că era programat care costă 21 de milioane de lei. Da, de perfect fezabil, 2 km. De... Exact. Da. Și acum, despre ce vorbim? L-a mai lungit un pic, l-a dus... Da, ok, dar de la 21 de lei, care înseamnă 3,7 milioane de euro, acum vorbim de 80 de milioane, ceva care pleacă la Lescani și termină cartierul Dacia. Cred că e prețul. Nu, 80 de milioane. Cu 80 de milioane de euro face centurile Iașului de... Păi nu, centurile costă 800 de milioane. Mă rog. Nu, mă rog. Deci asta e un lucru foarte important, să ții și partenerii corecți pe achiziția publică de proiectare, de consultanță, adică nu tot firme de casă, am văzut că dumneavoastră scanați foarte bine relaționarea economică în județul Iași. Dom'le, ia-ți un om serios ca să scapi de griji pe viitor. Că asta e important, nu? Să iei un om care să te învețe, să consulte și să-ți dea proiectul așa cum trebuie. Păi noi avem la Iași niște firme, că tot ați făcut aluzia, niște firme liberale care fac tot felul de proiectele copy-paste, în fine, fără niciun fel de semnificație, mă rog. Și mai avem niște firmulițe care au făcut pentru primăria Iași la ce, nu știu, o esplanadă, tot felul de nebunii cu un pasaj pe unde, în fine, un pietonal mai mare și au făcut și un proiect de stadion care costă 130 de milioane, 113 milioane de euro și atunci aș pune mâinile în cap, domnule, cum s-a ajuns la 113 milioane de euro? Stadionul de la Cluj a costat în jur de 60 de milioane de euro. Cu niște decorațiuni? În condițiile... Nu, ce proiect? Sunați proiectanți serioși. Păi dacă am avut un proiectant din București, Mihai Chirica a spus, eu vreau cu decorațiunile astea. Păi decorațiunile astea costă 60 de milioane. Stați un pic. Un proiectant... Adică faci un fel de coatar... Are o temă de proiectare de la beneficiar. Tema de proiectare spune condițiile care trebuie să îndeplinească proiectul, cum ați spus dumneavoastră. Și atunci, sigur că vă amintiți cândva celebrul gard de la Raja care a costat, nu știu cât vă amintiți, și toată lumea, de ce a costat atâta? Gardul aia a fost tema monumental. De proiectare, așa a cerut beneficiarul, așa s-a o cazemată, chestie. Tema de proiectare, mi-aduc aminte că noi am dat la Ișan acea materialul în exclusivitate. La Ișan a dat o mulțime de material. Chiar și cu tema de proiectare, oricum deci creșterea de trei ori mai mare. Proiectul, sunt două lucruri importante, cum ați spus. Proiectul se face în funcție de cerința beneficiarului. Primul document se cheamă tema de proiectare, care beneficiarul spune ce vrea, după care și pe soluții, cum ați spus, și materiale. Dacă în loc să pui granit, vrei marmur, nu știu care, normal că proiectul e... De ce ați zâmbit și de ce e rău ca cei de la Cluj să se gândească la metrou? Ce e rău? Tu ne-ai zis bravo lor, dar vreau... Are 511.000 de locuitori, chiar am făcut acum o lună un recensământ... Cu 60.000 mai mult decât Cluj. 511.000 cu zona metropolitană. Da. Și sunt premise să ajungem la 700.000. De la 700.000 un oraș... Păi de asta trebuie să aibă neapărat metrou. Întrebarea mea este de ce nu stăm să ne gândim serios, da? Dom'le, ce facem când vom ajunge la 700.000? Deci, domnule Ugac, eu am prezentat o soluție care au preluat-o. Unii au fost cu CFR-ul și am... Primul lucru. Nu mă interesează ce se face Cluj. Pe mine mă interesează ce vreau eu. Dar e prostie? Te gândești la un metrou? Nu, nu-i prostie.
Ei bravo lor, dar ei noștri nu se gândesc care conduc la nimic. Asta e marea problemă. Doi. Doi. Vreau să vă spun următorul lucru. Soluția pentru transportul metropolitan, o parte de secvență, eu am dat-o foarte simplu. Este clar că de la Lețcani ai până la Ciurea poți să faci 6 stații de un tren metropolitan făcut în partener de primărie cu CFR Călători și ai de la Ungheni să vii la fel. Problema este că... Stați un pic. Și acest tren transport metropolitan nu l-administrează primăria și e foarte important. Chiar nu e, n-are autorizare de companie pe caile ferate. Primăria trebuie să facă o... Chiar dacă îl cumpără primăria, trenurile metropolitane, cele 5 vagoane, chiar dacă le cumpără primăria, trebuie să facă o asociere cu CFR Călători care să le administreze. Știți? Și este o soluție cu parcări și se discută de parcări la capăt de linie de tramvai, de troleu sau ceva pentru aceste mașini. Și este o soluție clujunoare această posibilitate care o avem noi de la Lețcani să oprești la metru, la antibiotice și așa mai departe, folosești alta de la Cug și ce mai e nevoie. Problema este că noi nu gândim un proiect pe cursă lungă, 10-15 ani. Dom'le, așa trebuie să arate orașul, zona metropolitană. O altă soluție pentru transportul metropolitan, știți care e? Să am șoselele de centură, să am un inel al Iașului, din care merg cu autobuzul de transport și intru numai radial acolo unde am nevoie. Nu mă plimb cu camioanele, cu microbuzele din Canta, să mă plimb până în zona industrială, pe zona maximă de circulație, poluare, vibrații, distrugeri de clădiri și așa mai departe, monumente istorice. Așa trebuie gândit. Orașul este un sistem întreg. Noi, ca și în alte părți, facem două străzi, gata, am rezolvat problema. Nu, noi trebuie să avem privirea corectă și oamenii să aibă așteptările corecte, cum a spus domnul. Ăștia 2 ani facem toate străzile, următorii 2 ani facem șosea de centură. Ceva, știți? Că... Bun, hai să putem presupune că ar putea... Problema cu calea ferată, cum e traseu, că oamenii care au locul de muncă sau copii, nu mai spun că cea mai mare parte din transport din spre suburbii, spre oraș e cu copiii la școală și ar fi trebuit făcute și ar trebui să avem proiectele astea de hub-uri școlare. Dar la CFR trebuie să-i preia cineva. Bun, trebuie făcut niște hub-uri în Păcurar și în Bucium ca oamenii să aibă școli acolo. Nicolina. Exact, să nu mai intre. Pentru că trebuie să vedem foarte clar zonele de maximă dezvoltare. Noi avem 3 zone de maximă dezvoltare. Avem Valea Lupului Rediu, avem Miroslava cu Valea Dâncă, da, evident, și zona spre Ciurea, și avem Tomeștiu are acces liber, dar Tomești, Holboca, la fel. Deci sunt 3 zone din care avem afluență maximă spre oraș. Problema este că, hai să spun că eu din Valea Lupului, unde într-adevăr sunt 15.000 de oameni, Valea Lupului, Lețcani, nu știu, în fine, chiar și pe centrul de la Miroslava. Hai să spun că vin cu bicicleta și îmi las bicicleta în gară la Valea Lupului. Da, uitați, aveți 2 stații, nu. Dar de ce trebuie să facem o stație la antibiotice? Okay. Și de ce să nu facem o stație jos unde este zona aceea de comercial la Iera? Probabil că nu ajunge în zonele unde se construiește acum, destul de departe, Gara Nicolina de Palas 2, de Palas 1, de zonele cu... Dar asigur transport comun ecologic acolo, decât să umble toată lumea în diverse alte moduri. Dar... Ceva ar mai rezolva, dar nici măcar lucrul acesta. Și îl discutăm de vreo 10 ani, în care pur și simplu să faci niște stații și niște carnituri de tren. Deci, pentru cei care ne privesc, pe 6 decembrie, poziția 3 pe buletinul de vot, Petru Movilă, locul 1 la Camera Deputaților, locul 1 la Senat, profesor universitar dr. Dorina Isopescu, decanul Facultății de Construcție. Suntem o listă de candidați ieșeni, locuim împreună cu oameni din ea, suntem prieteni, colegi, suntem în situația în care atunci când este ceva de făcut, oamenii ne găsesc să ne propună, să ne tragă de mânecă, cum spun românii, atunci când lucrurile nu funcționează. Partidul Mișcarea Populară, simbolul electoral, mărul. Sunteți în discuții, lucrurile sunt destul de clare pentru a asigura o majoritate inclusiv în Consiliul Local, așa cum se întâmplă și la Consiliul Județean. Da. Nu puteți singur, dar mă rog,
spunem că această majoritate este foarte aproape de a se realiza până la urmă. Doar care vor fi proiectele PMP impuse în Consiliul Local? Mă refer la faptul că, nu știu, iarăși, nu avem un punct de 20 de ani. Nu avem un regulament, că punctul ăsta sună abstract. Nu avem în momentul ăsta. Nu, regulamentul vechi, știți ce spune? Promit, fără reguli, asta spune. Eu știu că am condus firme de proiectare și nu numai. Dar vă garantez că după aceste alegeri vin cu proiectele pe masă, pentru că nimeni din cei care au condus Iașiul și Consiliul Județean în perioada asta nu a vrut să avem un punct, pentru că noi ne uităm la primărie, dar avizarea finală pentru foarte multe din proiectele le face Consiliul Județean. Și Consiliul Județean nu a pus niciodată presiune corectă pe primărie și spune că nu-ți avizezi nimic dacă n-ai pugul. Bun, deci rămâne promisiunea pentru discuția ulterioară. Cu mare plăcere și eu... Aș vrea să văd și eu două proiecte de PMP pe care le veți impune în Consiliul Local. Bun, această reglementare urbanistică. Deci, în ce condiții veți accepta această alianță? Deci, pugul, stați un pic, o să le discutăm. Încă n-am ajuns și acum avem alte alegeri, dar promit că vin. Sunt clar proiecte de infrastructură, care sunt fundamentale cu reglementarea urbanistică, și proiecte de utilități. Iașiul nu trebuie să mai aibă nicio stradă fără asfalt, fără apă și canalizare. Încă sunt stăzi în municipiul Iași care nu au aceste lucruri și este total eronat. Bun, mulțumesc amândurora pentru discuția de astăzi. Mulțumesc celor care ne-au urmărit. Numai bine tuturor!